În urmă cu mai mulți ani, când cineva dorea să susțină examenul pentru obținerea permisului de conducere, el susținea și proba poligonului unde trebuia să ocolească jaloanele fără a le lovi. În anul 2018, șoferii își pot aduce aminte de acea probă, fiind obligați să ocolească gropile de pe ocolitoarea estică a orașului. Probabil aveți impresia că eu sunt pe lună, având în vedere craterele care acum au apărut. Nu, sunt pe șoseaua est, iar șoferii sunt din ce în ce mai nemulțumiți de faptul că nimeni nu vrea să astupe aceste găuri și traficul este din ce în ce mai greu. Drumul, cum mi se pare? Foarte rău, patroane, foarte rău. Faceți des drumul ăsta? Cam fac. Și de cât timp e așa? E care, vreo două săptămâni, dar din 5 strupii mai tare, vă. Ce a trebuit să facă? Cine se ia măsuri? Primăria, cine e la primărie? Asta e România! Asta ne trebuie! Drumul ăsta îl faceți des? Da. Și? Ne-am rupt și o roată odată aici. Exact în gaura asta aici. Nu fac nimic. Asta e România noastră. Șoferii spun că din cauza gropilor și-au stricat mașinile și că nimeni nu repară la timp străzile cu probleme. Unii și-au reparat mașinile pe banii lor, iar alții vor să primească despăgubiri de la instituțiile care ar trebui să aibă grijă de starea drumurilor.